Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări live și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră. Fondurile europene au reprezentat și reprezintă în continuare o gură de aer pentru multe comunități din România, inclusiv din județul Hunedoara. Vedem destul de des primari care iasă, în special în mediul online, căci aici se simt cumva așa în mediul lor, iasă și ei ne spun cu mândrie că au câștigat unele proiecte, că au reușit să scrie proiecte pentru a dezvolta comunitatea pe care o reprezintă. E bine, de la câștiga până la și implementa și a finaliza un proiect de genul acesta, este cale destul de lungă, cel puțin în anumite situații. Încercăm să aflăm și noi astăzi care este situația în reședința de județ, la Deva, aici unde de-a lungul ultimilor ani, cel puțin, s-a tot vorbit despre milioane de euro care vor fi aduse aici în Deva și proiecte care vin să îmbunătățească cumva și nivelul de trai al fiecăruia dintre cei care locuiesc aici în capitala județului. Dacă vor fi finalizate, dacă ele sunt așa cum ar trebui să fie și au intrat cumva pe un făgaș normal, unele dintre ele ar fi trebuit deja să fie finalizate, doar că am tot primit diferite termene care nu au fost însă respectate din vari motive. Încercăm astăzi, cum spuneam, să vedem care este situația și prin ochii cetățenilor municipiului Deva. Astăzi, alături de mine, este domnul Emanuel Clej. Bună ziua, bine ați revenit, la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani, bine v-am regăsit, mulțumesc frumos pentru invitație, la mulți ani și pentru 2024, că nu am reușit să ne vedem în acest an, la mulți ani și pentru mica unire, 24 ianuarie, la mulți ani România, la mulți ani dragi români, la mulți ani hunedoreni, la mulți ani deveni, la mulți ani frați din diaspora, uite că unirea face puterea și ne bucurăm să fim din ce în ce mai într-o strânsă conexiune și să trăim și vremuri mai bune. 2024 vor însemna oare vremuri mai bune, având în vedere că este un an super electoral, cum o spun mulți și dintre politicieni, dar și dintre cetățenii, cei care în acest an vor avea o sarcină destul de dificilă cu atât de multe rânduri de alegeri. Eu am speranța și dorința totodată ca acest an 2024 să fie un an bun și mai mult decât atât să dea și deschiderea unei perioade mai bune pentru Deva, pentru județul Hunedoara, pentru România, pentru că știm cu toții că în acest an cel mai electorizat, sau cum să spun eu, cu cel mai multe tururi de scrutin de alegeri, vom reuși prin votul nostru, printr-o participare, sper eu, cât mai masivă la vot, să punem în funcțiile cheie, în funcțiile care au autoritate și putere de decizie, oameni competenți, oameni cu viziune, oameni care să muncească pentru a aduce prosperitate, pentru a construi o viață mai bună semenilor noștri și nouă implicit. Spuneați că și pentru Deva vă doriți ceva mai mult, mai bun. Considerați că nu e Deva poate într-o formă dumneavoastră bună? A spus că și mă bucură că faptul că v-ați gândit să mă invitați în emisiunea dumneavoastră, dacă e să discutăm despre ceea ce înseamnă elaborare, cerere de finanțare, implementare sau absorpție de fonduri europene. Eu am spus întotdeauna că motorul dezvoltării unei comunități reprezintă resursa financiară pe de o parte, resursa umană calificată pe de altă parte și, bineînțeles, și contextul în care comunitatea se regăsește la un moment dat. Dacă este să ne raportăm strict la municipiul Deva și menționez faptul că tot ceea ce spun acum o fac din calitate de expert accesare și implementare fonduri europene, expert care am fost implicat în proiecte de anvergură foarte mare, proiecte a căror valoare cumulată depășește suma de 250 de milioane de euro, deci sunt proiecte implementate pe întreg teritoriul României. Deci vorbiți în diverse... cu cunoștință de cauză, cunoașteți destul de bine acest domeniu. Dacă un sfert de miliard de euro, ca să spun și invers, pentru cineva înseamnă că este lucru puțin, eu m-aș bucura ca măcar un sfert de această sumă să o văd implementată la nivel de municipiul Deva și pot să vă dau o garanție verbală
în acest moment că lucrurile s-ar fi desfășurat cu mult mai bine și satisfacția noastră a cetățenilor, precum și a celor care ne trec, care ne vizitează orașul, ar fi mult mai bună și cu laude și cu apreciere la un nivel mai înalt. De va potrivit declarațiilor date de către primarul Urbei, primar pe care noi l-am mai invitat de-a lungul timpului în emisiune, am încercat să-l contactăm inclusiv telefonic pentru a ne oferi de multe ori puncte de vedere cu privire la anumite subiecte, însă nu s-a întâmplat să vină în emisiune sau măcar să ne răspundă la telefon, dar o să dau citire câtorva declarații pe care dumnealui le-a oferit unui alt post de televiziune local. Și o să plecăm de aici discuția asupra acestui subiect referitor la fondurile europene, la modul în care sunt implementate sau nu anumite proiecte în municipiul Deva. Citez, pe legea bugetului 2024, municipiul Deva nu mai beneficiază de venituri ce proveneau din impozitele pe jocuri de noroc, dividende și cel mai important, pe impozitul pe pensii. Din această cauză, dacă ne raportăm la anul 2023, în acest an bugetul municipiului Deva este mai mic cu aproximativ 21 de milioane de euro. Din păcate, fără să fim anunțați, acești bani au fost transferați din bugetul local către bugetul național. O să mă opresc aici cu una dintre primele declarații pe care dumnealui le-a făcut. Deci, iată, bugetul Deva este mai mic, de aici am putea concluziona că poate banii necesari finalizării unor proiecte unde era necesară și acea parte de cofinanțare nu ar mai exista sau ar fi trebuit deja să existe acești bani pentru cofinanțarea proiectelor și atunci toată primăria stătea liniștită, să spunem așa, că aceste proiecte se vor finaliza. Nu-mi place cum sună toată primăria stătea liniștită pentru că au stat liniștit. Toți sunt acolo pentru interesul cetățenilor, au stat liniștiți și interesul cetățenilor nu a fost atins. Deci mie nu-mi place liniștea asta care domnește peste funcționarii din primărie sau peste conducătorii de la acest moment din primărie, pentru că liniștea lor, de fapt, este un cost pentru noi și o să vă și explic de ce. Vă rog. Am văzut și o declarație a domnului primar, halucinantă din punctul meu de vedere, sau cel puțin o piesă de teatru foarte prost jucată, un actor nepregătit, pentru că e adevărat, așa cum spuneți și dumneavoastră și știm cu toții, că în ceea ce înseamnă formarea bugetului pentru anul 2024 sau din formarea bugetului au fost scoase sursele care provin din impozitul pe pensii, impozitul pe jocuri de noroc și impozitul pe dividende, aceste sume urmând să rămână la dispoziția guvernului, adică nu mai formează bugetul local al comunității, în speță impozitele pe pensiile devenilor, impozitele pe jocurile de noroc din municipiul Deva și impozitul de pe dividendele companiilor care au sediu social și fiscal în municipiul Deva se vor duce la bugetul general. De ce spun că mi se pare o ipocrizie? Mi se pare o ipocrizie din partea domnului primar pentru că dacă nu ne-am fi regăsit în situația în care, deși aveam proiecte de finanțare semnate încă din 2018, 2019, 2020, proiecte care, deși sunt semnate de mai bine de 5 ani și trebuiau finalizate până în 2023, care aveau finanțare, adică aveai banii, tu nu reușești să le implementezi. Pentru multe dintre ele trebuie să găsim fonduri, surse de finanțare, fie din alte surse europene, fie din buget local, pentru că dacă nu vom reuși până în 2024 să finalizăm toate proiectele așa cum au fost ele asumate, din punct de vedere al obiectivelor și a indicatorilor de rezultat, vom fi nevoiți să înapoiem Comisiei Europene sau finanțatorului întreaga sumă de bani decontată de la semnarea contractului, adică încă din 2018 până în 2023. Și când mă refer la întreaga sumă de bani decontată, mă refer atât la banii care s-au decontat pentru lucrări, servicii și bunuri în cadrul proiectelor, cât și suplimentările salariale pentru echipele de proiect care au fost remunerate suplimentar de venitul de bază, de salariu, cu până la 50% din această valoare, adică a salariului, pentru faptul că au implementat proiecte din fonduri europene. Practic, dacă și au avut un salariu de 8.000 de lei, 4.000 de lei încă mai 4.000 primeau de lei, lunar, adică până la 4.000 de lei, în funcție de gradul de implicare a fiecăruia în acest proiect. Și să știți că foarte mulți deveni mi-au tras un semnal de alarmă
și chiar am de gând ca mâine în ședința de Consiliu Local să cer să se explice acest lucru, dacă nu cumva prelungirea acestor proiecte care, despre care vreau să discutăm, pentru că le-am pregătit și am documente oficiale, vin cu documente în fața dumneavoastră a celor care ne urmăriți de la POR, de la Programul Operațional Regional, pe de o parte, și pe de altă parte am proiectele de hotărâre de Consiliu Local prin care inițiatorul acestora, domnul primar, a recunoscut eșecul acestor proiecte, 12 proiecte de finanțare din fonduri europene, 5 dintre ele s-ar putea să mai găsim fonduri nerambursabile pe apelul de proiecte 2021-2027, 7 dintre ele, dar vom discuta, va trebui să le plătiți dumneavoastră și eu și toți cei din DEVA din buzunarele noastre, pentru că cei care au fost responsabili de implementarea acestor proiecte și care au primit salarii spor de salariu până la 50%, n-au fost în stare să le încheie în perioada de la contractare, adică unele încă din 2018 până în 31 decembrie 2023. Timpul este destul de scurt. Haideți să vedem și despre ce proiecte este vorba. Proiecte care, spuneați puțin mai devreme, au demarat în 2019, ar fi trebuit să fie finalizate anul trecut. Iată, suntem în 2024, mai avem așa, suntem cumva trecuți, practic, și de ultima sută de metri. Vă spuneam încă de la bun început că, sau mă știți cu toții, sunt un om care sunt foarte aplicat, foarte real, sunt foarte corect și niciodată n-am avut obiceiul de a arunca doar niște vorbe care nu sunt însoțite de niște dovezi. Astăzi aș vrea să prezentăm în linii scurte doar un prim proiect care face referire la modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente. Transportul public local din DEVA avea două componente. Era un proiect mamut, un proiect mare. Pe de o parte viza infrastructura de transport, pe de altă parte viza partea de achiziție microbuze și autobuze electrice. Componenta care vizează strict partea de infrastructură, contractul a fost semnat în 25 ianuarie 2019, deci încă din 2019, deci a fost ani întregi, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 ani întregi și câteva luni din a noua, deci 4 ani și 3 luni, un proiect de finanțare care, a cărei buget eligibil a fost de 46,7 milioane de lei, aproape 10 milioane de euro. La data decembrie 2023 avea un progres financiar de 24,4%. Adică în 4 ani și jumătate au fost în stare cei din primăria DEVA să deconteze lucrări în proporție de 24% din bugetul total alocat, urmând ca valoarea estimată a fi solicitată la plată după 31 decembrie 2023, pentru că este un proiect care nu s-a finalizat, este un proiect ratat de primăria municipiului DEVA. Deși am văzut în oraș acele microbuze electrice. Nu discutăm de partea de infrastructură. Suntem componenta de infrastructură. Ajungem și la mijloace de transport. Este cea a doua componentă a proiectului mare. Spun cei din primăria de la POR Vest, pardon, Programul Operațional Regional, că valoarea totală estimată a fi solicitată după 31 decembrie 2023 este în valoare de 16,48 milioane de lei. Deci iată, aproape 3,5 milioane de euro va trebui să găsim finanțare și acest proiect este un proiect fazat. Aia ce înseamnă că, deși n-au reușit implementarea, există posibilitatea ca până la, pardon, obligativitatea ca până la 31.12.2024, au și votat în Consiliul Local de EVA, nu știu acum dacă se vede, s-a votat ca până la 31 decembrie 2024 să obligatoriu să plătim acest proiect, să-l decontăm. Sursa de finanțare se va dori a se face prin Programul Operațional Regional 2021-2027. Atenție însă! Dacă nu vom reuși să finalizăm, nu noi, cei din primărie și viitorul primar al DEVA-i, dacă nu va reuși să finalizeze proiectul până la 31 decembrie 2024, noi DEVA-ni, adică primăria, vom fi nevoiți să rambursăm toți banii decontați până în 2023 înapoi Comisiei Europene. Această rambursare s-ar aplica în cadrul tuturor celor 5 proiecte care sunt fazate, adică urmează faza a doua, care obligatoriu trebuie închisă până la 31 decembrie 2024 și dacă nu vom reuși să finalizăm 1, 2, 3, 4, 5 sau ce mai bine să le finalizăm, vom fi obligați
să rambursăm întreaga sumă înapoi. Acum de acolo și disperarea domnului primar, în care spunea la o emisiune TV, un alt post TV, că DEVA este în risc de faliment. Da, pe mine mă îngrijorează enorm faptul să stau să mă gândesc că ca urmare a incompetenții sau incompetenței mele ca și primar sau a echipei pe care o administrez, să dorm în fiecare seară cu securea deasupra capului de a mă vedea responsabil de rambursarea unei sume de 150 de milioane de euro. Nu știu de unde vom da, n-am idee, nu pot să-mi imaginez ce înseamnă un împrumut de 150 de milioane și cât de apăsător ar fi el pe umerii noștri, pe umerii părinților, nepoților, bunicilor, copiilor noștri pe perioada următoare de timp. Bun, acum suntem avea la începutul anului 2024, ar mai fi timp, nu, pentru a putea să fie finalizate. Suntem deci în 24 ianuarie, deci avem 11 luni. Eu ceea ce vreau să evidențiez, dacă din 2019, spuneam, acest proiect a avut la 31 decembrie 2023 doar 24,4% încă o dată vă spun, documentele sunt publice, le găsiți pe site-ul POR Vest și în hotărâri de Consiliul Local. Deci dacă primăria, primarul cu echipa din executiv au reușit să tragă, să absorbă doar 24%, am o rezervă că aceeași echipă, în aceeași formulă, da, cel puțin până în septembrie, sper ca ea să se schimbe, să nu mai avem acești conducători, să reușească să implementeze restul de 75%. Cred că e pertinentă temerea mea, ceea ce n-ai putut să faci în 4 ani, 25%, faci 70% într-un an. Dar de ce credeți nu că știu, nu s-a putut ajungem și acolo. Eu cred că, din ce spunea oamenii, a fost un interes mascat al celor din primăria DEVA, care sunt remunerați cu sporuri de până la 50%. Dacă ei terminau proiectul în cele 12 luni, din 2019 până în 2020, ei primeau creștere salarială, 50% maxim, pe perioada în care era proiectul. Bun, acum veniți cu niște acuzații care... Deci în 2020, nu, am spus că de ce, m-ați întrebat de ce cred. Este o convingere personală, adică asta cred eu. Poate că oamenii chiar au muncit pentru ca aceste proiecte să fie finalizate, Da, bineînțeles, să nu fie finalizate. Că acum discutăm de proiecte care nu sunt finalizate. Eu mă refer la cele 12 proiecte, a căror valoare însumată depășește 56 milioane de euro, care nu s-au finalizat. Dar însă, angajații care au fost implicați în aceste proiecte, inclusiv primarul, administratorul public, gândiți-vă câte persoane coordonează, monitorizează și se fac responsabile de aceste proiecte de finanțare. Pe de o parte avem, ca și funcție publică, mă refer, sau ca și persoană, factor decident. Nu mă refer la persoana care ocupă funcția respectivă. N-am nimic cu omul, cu persoana fizică. Eu sunt deranjat de postul, de funcția, de atribuțiile pe care o persoană, un individ, le are și ce poate să facă cu ele. Avem primarul care primește undeva cam venit de bază, un salariu de bază 300 de milioane pe lună, lunar. Și pentru faptul că este implicat în fonduri europene. Avem doi viceprimari care au atribuții executive și care coordonează și care sunt direct, din punctul meu de vedere, răspunzător și ei de stadiul implementării proiectelor de fonduri europene. Mai avem și un administrator public, care și el este remunerat regește, de ordinul sutelor de milioane în fiecare lună, adică 250 de milioane venitul de bază de încadrare pentru administrator public. Avem secretarul UAT-ului, secretarul general al primăriei, care iarăși trebuie să coreleze tot ce înseamnă partea de jurisdicție și iarăși este o funcție de conducere în aparatul de specialitate al primarului. Mai avem partea de directorul executiv, directorul de departamentul tehnic, care în organigrama primăriei are atribuții și de coordonare pentru compartimentul de fonduri europene. Avem șeful de serviciu, care are 10.000 de lei, cel puțin, în fiecare lună, atenție, la sumele care vi le spun acum, că sunt publice, se adaugă sporuri de până la 50%. Deci gândiți-vă că un viceprimar, dacă are 240 de milioane și avem 2, 224.700, el primește încă 12.000 de lei în plus pe lângă aceste venituri de bază. Asta nu e nimic ilegal, poate primi încă 50%, da, corect, dar este, în cazul tuturor... sunt foarte de acord, nu este ilegal, este cu respectarea prevederilor legale, dar pentru banii ăștia. Și continui să vă spun că la șeful de serviciu mai avem și un șef de compartiment și sunt 7-8 poziții cheie, chiar haideți să le numărăm: primar, administrator public, doi viceprimari, secretar general, director tehnic, șef serviciu fonduri europene, birou compartiment implementare. Sunt 8 funcții a căror salarizare cumulată depășește în fiecare lună 50.000 de euro. Oameni buni,
50.000 de euro, 2 miliarde și jumătate, 250.000 de lei, spuneți cum vreți dumneavoastră, sunt bani pe care eu, Emanuel Creș, dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți, îi plătim din buzunarul nostru salarii de bază acestor persoane, acestor funcții, tocmai pentru ca ele să vegheze, pe de o parte, la atribuție de serviciu. Nu mai spun că suplimentar de asta au și unii dintre ei mașină de serviciu, au și secretari, au și protocol, au și le punem la dispoziție resurse, birouri, toate pârghile necesare, adică toate veniturile noastre le punem impozite și taxe care le plătim și ceea ce producem prin dividende, prin pensii, prin salarii, prin TVA, le punem la dispoziția lor ca să absorbă fonduri europene, să fie aplicați asupra lor și să le implementeze. Știți ce e foarte curios? Că mă arăt, iarăși, sunt foarte dezamăgit. L-am auzit de foarte mult pe domnul primar ieșind public și spunând, domnule, a fost criză, a fost război în Ucraina, a fost pandemia. COVID. Sunt total de acord cu domnul primar. Nu spun că lucrurile au stat altfel. Spunea că pe lanțul de aprovizionare au fost proiecte, probleme și așa mai departe. Și acum, referindu-mă strict la aceste 12 proiecte care nu s-au finalizat în termen, vreau să vă spun că am analizat situația lor. La fiecare dintre ele am văzut cine este furnizorul, cine este constructorul, cine este persoana, antreprenorul implicat în contract. Sunt antreprenori diferiți. Adică posibil că am găsit la două proiecte aceeași firmă care să lucreze. Deci, nici noi aici avem nimic greșit. Un singur municipiu, o singură conducere, 12 proiecte distincte cu 12 furnizori diferiți. Vreau să zic că aceste proiecte, acești furnizori, toate sunt întârziate. Toate sunt nefinalizate, toate sunt cu probleme. În același timp, în aceeași pandemie, în același, pe durata acelui război din Ucraina, pe durata acelei crize economice care vedem cu toții că lucrurile nu merg chiar în direcția bună în România, aceiași antreprenori au avut lucrări și în alte UAT-uri, în alte zone ale țării. Să nu credeți că s-au făcut piste de biciclete numai în Deva și sunt întârziate. Să nu credeți că avem cetăți reabilitate doar în Deva. Să nu credeți că avem zone marginalizate străiului doar în Deva. Aceiași agenții economice, aceiași antreprenori au lucrări și la alte primării și la consiliile județene. Culmea culmilor, acolo le-au închis. Deci, în același condiție, antreprenorii, în condiție de COVID, în condiție de război, toate proiectele le-au închis, mai puțin la primăria Deva. Păi întrebarea mea atunci este, iarăși firească, omenească, sau dacă considerați că nu sunt pertinent în ceea ce spun, nu cumva oare problema la noi în curte? Adică avem o singură primărie, o singură conducere, da, mă refer, 12 proiecte distincte cu 12 ofertanți diferiți, ei, acești oameni, aceste companii, închid toate proiectele care le au în alte UAT-uri, București, Cluj, Constanța, toate se închid, se decontează în integralitate, nu sunt probleme, la Deva oamenii ăștia pun probleme. Ați adresat aceste întrebări și mâine o să le spun în Consiliul Local. Oameni buni. Pentru că mergeți destul de des eu în nu cred, cadrul adică, ședințelor de Consiliul Local, adresați destul de des întrebări conducerii primăriei, ați încercat să discutați cu cei implicați direct doamna din primăria Tămaș. Deva și despre aceste subiecte, că nouă, repet, nu ne răspunde domnul primar pentru a ne oferi aceste puncturi de vedere, nu neapărat nouă, ci dumneavoastră, devenilor, celor care ne urmăriți și vă mulțumim pentru acest lucru, nu ne răspunde, poate vă răspunde dumneavoastră la aceste întrebări. Era o glumă, mai în glumă, mai în serios, era dispărut președintele României, Klaus Iohannis, lipsea de tot din scena politică, din tot, am spus, era o glumă. Vreau să spun că această glumă la noi dăine de mai mult timp. Eu personal pe domnul primar nu l-am mai văzut să participe la o ședință de Consiliu Local de mai bine de 3-4 luni de zile. Chiar rog frumos de venii care sunt preocupați și care urmăresc ședințele de Consiliu Local, haideți să facem o provocare, să vedem în decursul anului 2024 și mâine va fi, cred că, a doua ședință de Consiliu Local de anul acesta. La câte ședințe de Consiliu Local primarul municipiului Deva mai participă? Din punctul meu de vedere, codul administrativ, cel care reglementează de fapt administrația publică în România, prevede clar obligativitatea primarului de a participa la ședințele Consiliului Local. Este o prevedere legală, pot să dau și articolul de lege, însă din dezinteres, din alte preocupări, constat că în ultima perioadă primarul, care în fond și la urma urmei ești acolo ales pentru că ai vrut, pentru că ai venit cu niște soluții, pentru că ai girat că vei fi în stare să le pui în măsură, pentru că nu așa trebuie îți place să primești laudele când faci un lucru minunat, dar fugi de răspunderea, de a fi atras la răspundere de cetățenii Devei care te-au girat
sau care nu te-au girat cu încrederea, dar pentru a căror viață ești oarecum responsabil prin deciziile pe care le ai și prin implicarea pe care i-ai în comunitatea locală. Deci, nu am ce să răspundă mie, domnul primar, chiar în loc dacă ne urmărește, și sunt ferm convins că dacă nu se uită acum în direct, cel puțin când o să aibă un pic de timp liber, va arunca o privire pe emisiunea aceasta. Vreau să ne spună dacă consideră că în anul 2024, continuând cu aceeași echipă, administrator public, viceprimari, secretarul primăriei, șef serviciu, compartiment fonduri europene, va reuși să facă într-un an ceea ce n-a făcut în 3, 4, 5 ani pentru proiectele respective. Haideți să vedem care mai sunt celelalte proiecte de care aminteați, din cele destul de multe, pentru care există riscul să... Dar nu știu dacă am încheiat discuția, vă spuneam, eu cred că acești angajații, de fapt, ce au vizat? Au vizat o întindere cât mai largă a proiectelor, tocmai pentru a se bucura de acel spor de 50%, fără să fie conștienți de faptul că ajung în 31 decembrie 2023, când vor trebui să le închidă, că dacă nu, vedem ce se întâmplă acum dacă nu. Ei însă, pe toată această perioadă de timp, au primit banii, au dus banii acasă, au fost în concedii, foarte bine au făcut. Eu nu spun că au făcut ceva ilegal, dar dacă tu ești remunerat și mai mult decât atât, pentru faptul că lucrezi în proiecte europene, îți dau și un spor de până la 50%, cred că este de înțeles, că e dreptul meu ca cetățean al municipiului Deva să vin să te trag la răspundere pentru faptul că nu ai reușit. Și vreau să știu public, o să întreb și mâine în Consiliul Local, dacă din întreaga echipă de conducere a primăriei Deva, primar, viceprimar, city manager, directorii de resort, cineva își asumă responsabilitatea eșecului acestor proiecte pe fonduri europene. Pentru că dacă îi să calculezi 50.000 de euro doar la conducerea municipiului Deva pe lună, într-un an înseamnă 600.000 de euro. În 4 ani înseamnă 2,4 milioane de euro duse în salarii, la care se pot adăuga până la 50% sporuri. Deci am plătit 2,4 milioane de euro unor persoane care au dovedit în clar, în lucru cert, că n-au fost capabile să finalizeze proiecte angajate în 2018, 2019, 2020 până în 2023. Al doilea proiect despre care vă spuneam, care este și ăsta fazat, este proiectul care vizează reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Transilvania din municipiul Deva. Vă spun că discutăm despre date certe. La fel, aceste date spuneați că pot fi consultate. Ședința de Consiliu Local spune că proiectul se va finaliza până la 31 decembrie 2024. Se încearcă și pentru acest proiect găsirea unor fonduri prin POR 2021-2027. Dacă nu vom reuși să implementăm proiectul până la 31 decembrie 2024, toți banii de contracție de Comisia Europeană trebuie să dăm înapoi. Aceste două proiecte care vi le-am prezentat și următoarele trei, totuși nu sunt chiar așa de păcătoase. Adică le-am ratat, dar doar pe jumătate. Mai există o speranță să facem rost de bani din alte fonduri europene. Dar, încă o dată, la actuala conducere, nu doar resursa financiară este necesară, pentru că au avut bani și noi, e vorba și de competențe, de capacitate, de abilități, de a gestiona proiectele eficient, pentru că trebuie să te încadrezi niște termene. Știți că de multe ori, știți că am fost în ședință de Consiliu Local și am atras atenția și am dat și o soluție. Am spus, domnule primar, există stenograma, de fapt, chiar o să o caut, în care le-am spus. Sunteți cu șantierele întârziate. Nu veți reuși ca până la 31 decembrie 2023 să le implementați. Vin cu soluția, am aplicația informatică prin care toate proiectele de investiții de pe raza UAT municipiul Deva pot fi gestionate. Și anume, începând de la intrare în primărie, până la în biroul primarului, până la pe pagina de internet a primăriei, până la dirigintele de șantier, până la, pe pagina de Facebook a primăriei, sunt acele softuri de management de proiect în care noi putem vedea stadiul fizic de realizare al fiecărui proiect, putem să folosim diagrame pentru de planificare a activităților rămase de executat și putem să vedem inclusiv rolea cât am decontat, cât mai avem de decontat, stadiul fizic, faptic, întârzieri. Practic, a fost o chestiune mai transparentă. Știți ce mi-a spus domnul? Știți ce mi-a spus domnul primar? Și acum îmi duc aminte și cred că pot să și citesc. Zice, da, o idee interesantă, pertinentă, rog departamentul tehnic să dea un răspuns domnului Clej. O să caut stenograma, acel proces verbal al ședinței, din data de, cred că eram în 2022. Deci, în afară de faptul de a recunoaște că a fost o soluție bună, n-au ținut cont de ea și cred eu că și este o cauză această neimplementare a acestei soluții ne-a dus sau
pierderea fondurilor europene se cauzează și din lipsa unui astfel de soft de monitorizare, de implementare a proiectelor de investiții. Unii dintre cei care ne urmăresc vor spune acum poate că de aceea sunteți supărat că dumneavoastră ați venit cu această propunere, domnul primar a refuzat să colaboreze cu dumneavoastră și de aceea sunteți acum atât de supărat? Da, sunt foarte supărat că am avut o soluție care n-ar fi văduvit de venit de 12 milioane de euro, că atât este valoarea proiectelor finalizate, care costa probabil 10.000 de euro și care ar fi adus mai multă bunăstare decât eșecul celor care au ales să managerizeze haotic, fără experiențe, 12 proiecte și care s-au dovedit a fi nefinalizate și neimplementate nici până la momentul acestei emisiuni. Deci pentru cei care sunt care au dubii, da, sunt supărat că pentru 10.000 de euro cât ar fi costat un astfel de soft, am pierdut 12 milioane de euro. Adică eu, Emanuel Clej și dumneavoastră toți cei care ne uitați. Să uitați la noi. Un alt proiect întârziat și pentru care mai avem speranță să găsim fonduri europene este, deci vă spuneam partea cu Colegiul Tehnic Transilvania, atenție, progresul financiar înregistrat 6,87%. Contract semnat în 22.11.2019. Deci lucrările, echiparea, reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale Colegiul Tehnic Transilvania, contract de finanțare, adică bani la dispoziția noastră din 22.11.2019 la decembrie 2023, deci după 2020, 2021, 2022, după 4 ani, progres financiar 6,87%. Rest de decontat, bani care va trebui să-i suportăm în 2024 lucrări, 5.800.000 de lei, aproape 1.200.000 de euro. Nu, astea pot fi fazate. Acestea pot fi fazate. Ajungem acolo. Acolo e mare problemă. Haideți să vedem. Reabilitarea dealul cetății. Eu aș spune, și nu o spun noi, o spun criticii, Chiciu de la Deva, de pe cetate, că am fost pe televiziunea națională cu ceea ce se face. Este un proiect semnat în 16.07.2019, deci iarăși 4 ani și aproape jumătate. Are deja în 2023. Raport de progres financiar 53,30%. Aia înseamnă că s-a decontat din valoarea proiectului 50%. Un progres oarecum mai bun decât ceea ce a fost până în prezent, dar pentru care va trebui să găsim finanțare, vom putea să este fazat faza a doua, am avea nevoie de 6,2 milioane de lei. Deci încă 1.200.000 de euro. Un alt proiect care este fazat este modernizarea Școlii Generale Andrei Șaguna, numărul 4 din cartierul Goșdiu. Proiect atenție, semnat în decembrie 2018. Deci aici am avut tot anul 2019 întreg, 19, 20, 21, 22, 23, 5 ani nu au fost suficienți pentru a finaliza reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale unei școli. 5 ani. 5 ani în care elevii și profesorii au fost repartizați în mai multe școli din municipiul 5 ani în care tu ca și primar nu poți să coordonezi o echipă, nu poți să găsești proiectanții, nu poți să găsești firma de construcții, nu poți să pui biciu pe între ghilimele, mă refer, da? Nu poți să mergi să dai notificări, sancțiuni, să schimbi furnizorii, să găsești soluții. 5 ani îți sunt insuficienți să poți să termini un astfel de obiectiv care ne aduc aminte, în pandemie discutau de țări, nu țări europene, din Orientul Mijlociu, care construiau spitale de 1200 de paturi în două zile. În noi Dubai, ridicam un cort în Dubai, atâtea zile. În Dubai, da, deci noi în 5 ani la primăria Deva, până aici am ajuns ca și viteza de dezvoltare în 5 ani nu modernizezi o școală. Gradul de progresul financiar 54,08%, dar și așa mai avem nevoie de 2,23 milioane pentru exercițiul 2021-2027. Un alt proiect care este fazat, deci pentru care putem găsi finanțare nerambursabilă, dar atenție, nu înseamnă că nu s-au pierdut banii. Banii ăștia i-am pierdut, noi puteam să decontăm din bugetul pe 2021-2027. Dacă aveam buget de 10 lei ca idee, o să zic că bun, eu nu mai pot să fac investiții noi de 10 lei, pentru că din ăștia 10 lei eu trebuie să rup suma de bani necesară finalizării proiectelor nefinalizate. Deci oarecum e tot o pierdere, dar nu pierd așa de mult. Avem proiectul care vizează, ăsta îmi place foarte mult, traseul pentru pista de bicicliști. 31-3-2020, semnat acordat de finanțare. Gradul, cum îi spune, am pierdut capul de tabel, progresul financiar înregistrat 16,85%. 2020, 2021, 2022, 3 ani și jumătate, 3 ani și 9 luni, da? Am tras 16,85% și mai avem nevoie să primim bani
în anul 2024 3.536.519. 3.700.000 de euro ca să finalizăm proiectul, plus cheltuielile neeligibile, pentru că ați văzut cum sunt puse, da, le vedem cu toții, am înțeles că sunt puse. Hai să spun. Proiectul ele sunt puse. A avansat, nu? Da, a avansat. 16,8% spun cei de la POR. Da, cam asta e stadiul lor fizic. Înțeleg că sunt foarte multe lucrări care trebuie să reluate, se vor scoate foarte multe pavaje pentru că sunt puse necorespunzător. Înțeleg că nu sunt inclusiv semnele persoanele cu dizabilități sau cu dificultăți de vedere, ar fi trebuit să aibă niște marcaje care să semnalizeze trecerea de pietoni. Ele lipsesc de pe toată pista de biciclete, înțeleg că sunt acolo. Deci sunt prevăzute probabil în proiect și acestea. Eu nu sunt un expert, eu sunt expert pe fonduri europene. Știu ce înseamnă să faci o cerere de finanțare, să obții finanțarea, să implementezi, să decontezi și eu sunt obișnuit să am 0,5 corecții financiare. Adică eu n-am, de asta pentru mine ce văd aici mi se pare, adică e ca și cum ai pune la handbal orbul în poartă. Pe cum să nu ia la gol dacă pui în fruntea primăriei unul care, nu știu, o întrebare acum, o să spun cineva că-s răutăcios. Vă spun și dumneavoastră, doamna Tămaș, dacă aveți performanța să vă falimentați propria firmă, eu n-am nicio încredere în dumneavoastră că veți reuși să modernizați o altă companie sau o unitate de stat sau o primărie. Nu pot pune speranța în dumneavoastră dacă propria firmă v-ați falimentat-o. Eu și personal, la cine vă referiți nu, acum? La orice altă persoană. Orice om care greșește și falimentează, voi sau invoit, mi-e greu să cred că dacă nu o găsi soluțiile să-și salveze propria firmă, propria întreprindere, va avea soluții într-un mediu mult mai haotic și mult mai rigid, pentru că la tine în companie faci ce vrei tu, la primărie nu faci ce vrei tu. Eu nu cred că dacă acolo unde ai libertate de manifestare, dacă acolo nu ai soluții, vei reuși la primăria Deva. Și se vede la primăria Deva că lucrurile nu merg cel puțin la modul cum le așteptam eu. Un alt proiect, pista de biciclete, da, decembrie, 3.500.000. Și astea sunt proiectele, 1, 2, 3, 4, 5. Proiectele care vi le spun de acum încolo sunt proiecte care, pentru care nu mai găsim finanțare și va trebui să le suportăm din surse proprii. Adică din buzunarul meu, din buzunarul dumneavoastră, din buzunarul fiecăruia care se uită la emisiunea noastră acum în direct și care o va viziona offline, să spun așa, bani din taxe, impozite, contribuțiile la TVA, bani care merg în bugetul primăriei Deva, și nu vor fi suficienți. Pentru că valoarea acumulată acestor proiecte, valoarea care trebuie implementată, trasă, decontată în decursul anului 2024, depășește cu mult valoarea medie anuală a bugetului de investiții a primăriei Deva pe ultimii ani. Adică în ultimii ani, în niciun an primăria Deva nu a avut un buget alocat de investiții din surse proprii mai mult de 3-4 milioane. Deci niciun an. Ceea ce înseamnă că de unde o să pun acum 12? Haideți să vedem care sunt, că mai avem mai puțin de 10 minute din emisiune și... Le trecem în vedere, da? Vă rog. Deci, vă spuneam că sunt insuficienți, tare mi-e să ne ajungem la credite, să ne îndatoreze primăria bani pe care tot eu, tot dumneavoastră, copiii, părinții, bunicii, antreprenorii locali îi vom suporta, ceea ce nu mi se pare corect e să ia salarii și prime, să nu-și facă treaba, să dea dovadă din competență crasă și o să vin să plătesc incompetența unora și altora. Deci, un prim proiect pentru care nu mai avem bani este proiectul care vizează regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate din zona Străiului. Este un proiect semnat în, atenție, în decembrie 2019, care avea o rată de cont financiar 6-11% și pentru care vom avea nevoie de aproape 2 milioane de euro bani ca să îl finalizăm. Deci odată avem 2 milioane de euro. Deci am tras bani, 6%, am tras 6%, am decontat, da? Mai avem nevoie de 2 milioane de euro ca să-l finalizăm. Dacă nu finalizăm 2 milioane de euro, dăm și banii care ne-au decontat înapoi. Dar banii ăștia care vă spun acum, proiectele care vă spun, vor fi din banii noștri, ai comunității din buget propriu. Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, contract semnat în 2020, gradul de progres financiar 0,88%. Asta este într-adevăr din 2020, performanță. Din 2020 până în decembrie mai avem nevoie de 9,9 milioane de lei, alte 2 milioane de euro proiecte. Acum eu fac o aproximație, că nu știu exact care e cursul valutar, dar
9,9 și cu 8,3, deci sunt aproape 4 milioane de euro. Un alt proiect este vorba despre creșa de pe Alea Viitorului, contract semnat în a 6-a 2019, un grafic de proiect de cont financiar 6,29%, pentru care mai avem nevoie de 3 milioane de lei, adică înseamnă încă 6.000 de euro la 5 lei, da? Un alt proiect este vorba despre, avem grădinița cu program normal numărul 2 de pe Alea Salcâmilor, semnat contractul în 2019, avem un progres financiar de 32%, din 100%, 32% am făcut în 5 ani. Mai devreme mi-ați spus 0,8. 0,88, deci, da? Și avem nevoie de 1.800.000, adică încă 400.000 de euro. Deci 600 cu 400, iacă mai făcurăm încă 1.000.000. Un alt proiect care este ratat și pentru care va trebui să suportăm bani din buzunarele noastre este proiectul care vizează partea de educație timpurie preșcolară. Este vorba despre infrastructura educațională de pe Alea Viitorului numărul 9. Este un proiect, doamne câți bani sunt și aici, deci contract semnat în 2020. Mai avem graficul de progres financiar 19,54%. Da? 2 milioane de lei, 2 milioane 018, adică încă 400.000 de euro. Da? Mai avem, v-aș fi vrut să nu mai fie nimic. Avem blocul Decebal. Gândiți-vă, mi-aduc aminte și acum că am participat la ședință de consiliu local unde veneau oamenii și spuneau: domnule primar, ne-a spus să semnăm contractul, să facem proiectul cu dumneavoastră, că veniți și ne anvelopați blocul și ne schimbați liftul și ne faceți eficientizare energetică. Astăzi sunt mai bine de 12 luni, cred că un an, de când oameni stau izolați, blocați la etajul 5, 6, 7 al blocului turn, blocul B de pe Bulevardul Decebal, pentru că atenție, din anul 2018, din 1 august 22 a 8-a 2018, n-au fost în stare să implementeze un proiect și au decontat doar 61,82% din acest proiect, pentru care mai e nevoie de aproape 100.000 de euro ca să-l finalizeze. Mai adăugăm deci, aici încă 22 a 8-a, să țină minte oamenii, 22 a 8-a 2018, deci am avut întreg 2019, nu mai pun frântura din 2018, luna 9, 10, 11, 12, deci aproape jumătate de an, iau doar ani plini, 2019, 2020, 21, 22, 23, 5 ani de zile n-ai fost în stare să schimbi două lifturi pe două scări de bloc, să învelopezi energetic, să pui un acoperiș și să pui niște panouri fotovoltaice. Da? Un alt proiect ratat de primăria municipiului Deva vine componenta de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice. Deși cel mai simplu proiect în care trebuie să cumperi niște autobuze, faci o licitație, că aici nu e vorba de proiectare așa mai departe, un proiect făcut în a 7-a 2019, pentru care ne mai sunt necesari 2,4 milioane de lei, aproape 500.000 de euro. 2,4 milioane de lei, aproape 500.000 de euro. 470, da? Rotunjit. Sunt 7 proiecte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proiecte. Deci aceste 7 proiecte sunt adică cel aproape puțin, 4 milioane de euro. Cred că e mai bine. Cred că e mai bine. Calculați. 2, 4, 5... Ia, vedeți. Vreo 6. 6 milioane de euro, 6 milioane bani de euro, care sigur îi vom plăti din bugetul local, la care se adaugă banii pentru proiectele care vor fi fazate prin programul operațional regional exercițiul financiar 2021-2027. Asta este, cum să spun eu, mulțumirea cu care mi-aduc aminte pe domnul administrator public într-o ședință de Consiliu Local, prin care aprecia munca depusă de întreg colectivul primăriei, în speță ridica în laude pe primar pentru implicare, pentru că merge la București și pentru modul în care gestionează proiectele. Dar cu finanțările rambursabile. Dar cum spuneam la începutul emisiunii, e cale lungă între a declara că ai câștigat un proiect și a declara că l-ai și implementat, ai primit și de cont. Eu v-am spus, acum o iau așa într-o formă, într-o glumă, deși e o glumă cinică. E o cale lungă din 2018, de când semnezi un contract, până în 2023, 6 ani e cale lungă în care tot spui că ai proiecte și nu le mai închizi. Haideți să vedem ce ne mai spun și oamenii în online, pe Facebook. Iată, domnule, avem Clej, urmăritori? Avem și urmăritori, bineînțeles, ca de vă obicei, salut, și le vă mulțumim. Salut cu drag și cu respect. Domnule Clej, ce părere aveți despre domnul primar Florin Oancea? Considerați că acesta mai are vreo șansă la alegerile locale din acest an? Eu ce pot să vă spun? Eu pot să vă spun că am fost printre puțini oameni care nu i-am dat șansă nici în 2020. Am spus că nu poate și că nu are capacitatea să gestioneze o primărie de talia municipiului Deva. Am fost singurul contestatar al dânsului
vremelnic, adică pe toată perioada aceasta, încă ați de la investire. Ați fost și contracandidat al dumnealui, nu? Eu am fost candidat, nu am fost contracandidatul nimănui, nu mă consider adversar cu nimeni, am viziunea mea, am abilitățile mele, sunt alți oameni care pot să fie mai buni ca și mine în anumite domenii, sunt foarte mulți care ar putea să învețe lucruri bune de la mine. Au fost și situații în care contracandidații mei, dacă vreau să le spun așa, sau primarul Devei mi-a apreciat calitățile profesionale și mi-a dat și scrisoarea de recomandare pentru că am avut un contract cu primăria Deva și drept dovadă, încă o dovadă că se închid proiecte în primăria Deva dacă ai un consultant ca și Cleș, un consultant care vine și spune dacă lucrurile nu merg bine, un consultant care vine și îți dă soluții și care nu te lasă să faci ce vrei tu în baza contractului de consultanță care l-ai cu mine, acel proiect în care am fost implicat și eu s-a închis, s-a decontat în integralitate și nu este restant. Deci, încă o dovadă, că spun unii că ai fi oarecum supărat că n-ai luat contracte. Nu, am primit contract din primăria Deva. Am primit în sensul că l-am câștigat. M-am dus și m-am bătut cu ei să le iau contractul, l-am luat, mi-am făcut treaba, le-am arătat cum se implementează un proiect pe fonduri europene, un proiect dificil. Era vorba despre performanța în administrația publică locală. Un lucru care lipsește din multe administrații și care l-am implementat cu succes la primăria Deva. Sunteți mulțumit de putut... ce s-a întâmplat da, să știți că acestui proiect? Da, am găsit oameni de foarte bună cuvință, de credință, oameni foarte implicați, oameni care gestionează, cărora, din păcate, nu li se acordă mai multă libertate de manifestare, asupra cărora planează anumite temeri de a nu fi, de a nu supăra pe șeful de compartiment care probabil nu are cele mai bune calificative sau abilități ca să recomande să fie în funcția respectivă. Ce vreau să vă spun doar, să răspund telespectatorului dumneavoastră și al nostru, al emisiunii. Eu spun în felul următor, dragii mei care mă urmăriți și în mod special celui sau doamnei care m-a întrebat. Suntem în anul 2024, anul în care avem posibilitatea și ne vom revedea în situația dată de a merge la vot și vom putea, va trebui să analizăm ce facem. Continuăm cu ceea ce avem sau schimbăm? Ceea ce cred eu și ceea ce am spus-o și până în prezent și care o voi spune și de acum încolo, nu putem să continuăm cu oameni care sunt mediocri, cu oameni care sunt competenți, nu putem să continuăm bazându-ne pe relații de nepotisme, nu putem să continuăm cu oameni care au greșit o dată, de două, de trei ori, uite, avem 12 proiecte care sunt ratate, nu putem să continuăm cu aceiași oameni. Mai mult decât atât, nu putem să asigurăm progresul sau dezvoltarea comunității dacă nu punem cel puțin în funcțiile cheie oameni care să fie responsabili pentru, pe de o parte, pentru reușita lor și a echipei în mod comun, dar și, pe de altă parte, să fie responsabil de eșecurile, să și le asume și să zică îmi cer scuze pentru că am greșit și că n-am ascultat la momentul potrivit. Mai întreabă cineva, domnule Cleș, sunteți săgeata cuiva? Sunt născut în 12 decembrie, sunt săgător. Poate că cineva acolo, într-o dimensiune în afara Pământului, a vrut că eu să fiu o săgeată, sunt săgetător. Dar tot ceea ce fac este să o fac pe baza unor convingeri, a unor personale, a unor principii de viață, a unei expertize într-un domeniu de ce înseamnă consultant în management și administrație publică, a unor serii de reușite și eșecuri pe de altă parte și am convingerea că în ochii oricărui cetățean al municipiului Deva aș privi și m-aș uita, n-am nicio un resentiment sau știu că n-am făcut rău nimănui prin tot ceea ce am făcut în această perioadă și nu doar. Un alt comentariu, dar despre proiectul pe care l-a prezentat domnul primar pe Instagram, cel în care spune că va reabilita 107 stații de autobuz. Ce părere aveți și unde mai exact sunt acele 107 stații în Deva? Acum, sala vreau... polivalentă pe când, întreabă un nu vreau alt să domn. Fiu... Eu nu sunt un părăcios, nu-mi place. Nu văd ce postează domnul primar, pentru că domnul primar a înțeles... De-aia urmăriți activitatea înțeles, din câte observăm. A sau înțeles nu, să mă blocheze pe toate mediile de comunicare sau în mediul online, eu nu văd nici Instagram-ul, nu văd nici Facebook-ul, nu văd nici Tinder-ul, scuzați-mă, sau ce mai are domnul primar, TikTok-ul și așa mai departe. Chiar nu-i urmăresc activitatea pentru că nu pot, se ascunde. Spuneam oarecum în serios, spun oameni din primărie că inclusiv eu aș putea fi considerat vinovat pentru faptul că lipsește de ședință de Consiliul Local, pentru că prezența mea acolo îi produce foarte mult disconfort emoțional și că nu se poate stăpâni și
și atunci el nu vede cu ochi buni, de fapt, activitatea mea civică sau politică sau cum vrea dânsul să o numească. Deci, dar acele 107 stații, acele 107 stații sunt stațiile care trebuiau finalizate până 31 decembrie, este componenta de infrastructură pentru transportul public local. Sala polivalentă, v-am spus-o, din 2020 ea nu se va face, drept pentru care în 2020 avea 5.000 de locuri, în 2021 avea 3.000 de locuri. Astăzi, dacă mereu să numărăm locurile, sunt fix 0 locuri, exact cât v-am spus. La fel cum un aspect foarte important. Vine 2024, dragii mei, deschideți bine ochii și ciuliți bine urechile la cei care vin să vă prezinte proiecte. Zilele trecute vedeam un personaj din municipiul Deva care spunea că dacă ajunge primar va construi un spital municipal. Nimeni în municipiul Deva, indiferent că sunt eu sau oricine altcineva, nu va putea să facă un spital municipal, nu că nu ar vrea. Pentru că ca să poți face un spital municipal, ai nevoie în primul rând de finanțare. Astăzi, Guvernul României nu alocă finanțare pentru spitale, decât pentru acele spitale care sunt deja contractate, negociată cu Comisia Europeană, pentru care se alocă finanțare prin PNRR. Ultima mai întrebare, mult decât atâta, suntem la final. Mai mult decât atâta. Nu mai avem timp. Veți candida în acest an pentru funcția de primar al municipiului? Iau un calcul să candidez. Și dacă da, din partea cărui partid? Iau un calcul să candidez pentru o funcție în administrația publică locală. Am făcut-o și în 2020, a fost o experiență plăcută, nu a fost pe placul meu, am convingerea că în 2024 va fi pe placul cât mai multor deveni, ca să zic așa, vom găsi formula. Cu siguranță mă voi regăsi într-o funcție publică și pot să vă spun că am speranța și convingerea că din partea partidului care avea primarul la municipiul Deva și care va asigura majoritatea în Consiliul Local. Care este acel partid? Partidul care va câștiga. Deci nu ne spuneți deocamdată din partea cărui partid, cu cine ați avut discuții? Haideți că vă spun. Eu nu sunt un om care să mă ascund. Fie că sunt lucruri care mă avantajează, fie că sunt lucruri care mă dezavantajează. Cred întotdeauna că cinstea și omenia trebuie să definească un om politic. Să spui și când ai greșit, și când ai tras poate o beție, și când poate ai depășit pe linie continuă. Că știți cum e? Toți suntem oameni. Adică cine se erigează în persoana cinstită și corectă, fără de păcat, e cel mai păcătos om din punctul meu de vedere. Nu vă ascund faptul că în 2020 am candidat, am avut un eșec, am fost nemulțumit. Nu mai avem timp, domnule Clerc, am ales să mă alătur partidului și sper cât de curând să pot să fac public anunțul că am devenit membru al Partidului Aur, alături de care voi candida pentru Consiliul Local sau poate chiar și pentru primăria municipiului Deva, dar totuși aceste lucruri se vor stabili în forurile statutare ale Partidului Aur, cine va fi candidatul la primărie, care va fi lista de consilieri locali. Am speranța că împreună cu ei e momentul să strângem rândurile, să nu mai fim 13 candidați și am speranța ca cât mai mulți oameni de bună credință să se alieze unui proiect comun, ca împreună să biruim și să scăpăm de cei care se fac vinovați de pierderea acestor fonduri europene, în speță de lipsa de dezvoltare a municipiului Deva. Mulțumesc tare mult pentru prezență, vă mai așteptăm pentru a dezvolta, iată, și tot ceea ce înseamnă un nou drum în politicul hunedorean în ceea ce vă privește, dar din păcate astăzi nu mai avem timp, vă mai așteptăm. Mulțumesc frumos pentru invitație, promit să vin la oricâte alte emisiuni vom mai putea să facem împreună. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatorii, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!